fost un meci bun. Cred că echipa, adversarul a jucat bine. Noi am avut tot momente multe, dar nu ne-am folosit de ele. Și cred că trebuie de lucrat mai mult la antrenament, la realizarea momentelor, în atac în special și, și poziționarea în apărare. Ați condus cu 2-1. Am condus cu 2-1? Nu, pierdem 2-1, n-am condus. Ați condus cu 2-1, da. Cred că tot poziționarea în apărare dacă, a fost greșită și am primit deja goluri multe. Dar cred că trebuia, când conduceam, să ne poziționăm mai bine în apărare și să folosim momentele pe contraatac. Prima repriză a fost foarte echilibrată și mulți nervi, 2-2. În a doua, adversarii s-au desprins. Ați obosit? Da, cred că prima echipă a obosit și trebuia de făcut schimbări, eu cred, de pus de să intre a doua echipă pe teren, pentru a mai da un spirit nou, eu știu. Cine crezi din echipele care a jucat până acum este cea mai puternică? A fost vouă cea mai greu? Cred că cel mai bine a jucat cu mult progres. Ea este echipă destul de bună.